vrăjmașul în înțelepciunea lui, că o vreme am să izolez tot pământul acesta, căci își face un plan care vrea să-l ducă la împlinire și apoi, iată, zice Duhul Sfânt, să fie mare răspundere. Tu nu ești pregătit pentru aceasta, oricare ești aici. Îndreaptă scăile, iau cărării noi, scutură țărâna de pe tine, până la Domnul că tu ești. Căci au zis că vreau să-i văd poporul Domnului cum suferă și cum geme. Iată că Domnul, din pricina multor lucruri care se întâmplă în poporul meu pentru tine, unii, iată, trăiesc în păcate mari și nu vor să se oprească. Dar pentru cel curat, iată că voi găsi o cale de ieșire. Nu ești pregătit la învălmășarea care vine. Căci învălmășarea se va produce din cauza lui, zice Duhul Sfânt. El nu mai are mult și vrea să-și facă planurile care le are să le aducă la împlinire. Totuși toate sunt în mâna mea. Îi voi permite unele lucruri ca poporul meu să fie cernit și să se apropie cu toată inima de mine. Gândește-te, oricare ești, dacă se va lupta și va duce planul la împlinire, o vreme nu vei putea să mai fii unul cu celălalt. Nu vei putea să te mai vezi. Vei sta în casa ta cu frică. Și vei sta și vei striga către mine și va fi greu pe pământ. Dar dacă poporul meu și din locul acesta se va face strigare din Sion, se va apropia un poș în rugăciune. Îi voi zdrobi planul. Aleluia! Și nu voi lăsa să ducă planul la împlinire. Din pricina numelui meu, căci eu am planul meu de lucrare. Aleluia! Un plan măresc. Unii, iată, vor cădea în depresie, de frică. Alții se vor lepăda de mine și vor spune unde este Dumnezeu. Dar am fost totdeauna lângă fiecare în pace. Dar unii ne-au spus lângă mine. Nu v-ați apropiat! Unii și-au făcut planuri pe 2-3 ani de aici încolo. Au spus că o să facă multe lucruri și lucrări. Va fi oprit de toate. Dar cel care se smerește și se apropie de Domnul Domnului în durare, planurile făcute cu Domnul acelea îi putesc. Că-ți răspunsul vine de la mine. Poporule, poporule, apropie de mine cu inima curată. Intră, zice Duhul Sfânt, în poș, în rugăciune cu lacrimi. Și cheamă-mă că, iată, poate mă voi îndura, zice Duhul Sfânt. Căci iată, zice Domnul, păi nu știți ce mă așteaptă. Păi nu știți ceea ce vine. Căci nu cunoașteți planurile celui rău, dar mi le descoper. Că sunt Dumnezeu și mi le descoper să le știți. Pregătire, pregătire. Pe cei slabi voi lua acasă, zice Duhul Sfânt. Să nu se piardă. Va trece solul morții prin multe case. Viu este Domnul. Dar iată nu trece ca o pedeapsă, ci va trece pentru că iată e o întrimăt că pe cei slabi ridic să nu-și piardă de mântuirea. Dar pe unii lăs că am de lucru cu ei și vreau să vă slăvesc numele. De aceea nu-ți mai fă planuri. Ar fi bine să te pui la rugăciune, să te smerești, să mă chem, să te omilești, să dai mâna de pace, să ciubești aproapele, să dai drumul la legăturile din inimile voastre, că a venit vremea. Căci iată, dacă pleci de pe pământ și n-ai dat drumul la legături, unde pleci? Unde vei petrece veșnicia? De aceea încă este har. Încă este îndurare, încă Domnul lucrează și încă Domnul te sfătuiește și te cheamă, te invită la pocăința mine.